Dorim să începem această seară înaintea lui Dumnezeu cu smerenie și cu evlavie. Ne rugăm înaintea lui, vă invit să vă ridicați pe picioare. Ne vom pleca capetele și vom chema numele lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi și rugăm pe El să ne binecuvânteze în această seară. Mă voi ruga Domnului ca Domnul să aibă milă de viața fiecăruia dintre noi. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta și facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Și nu ne duce, Doamne, în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, ca Ta este împărăția, ca Ta este puterea și slava în vecii vecilor. Stăm înaintea Ta în această seară cu mulțumire, Tată din ceruri, și stăm în numele Domnului Iisus Hristos și Te rugăm, binecuvântează orice inimă care a pășit pragul casei de rugăciune. Binecuvântează orice suflet care a venit aici cu dorința să se bucure de nașterea Ta. Și Te rog frumos, lasă ca Duhul Tău cel Sfânt să cerceteze fiecare suflet din locul acesta și fie că va fi cercetat prin cântare, fie că va fi cercetat prin cuvânt. Doamne, deschide o carte în această seară și scrie numele fiecăruia în cartea vieții Tale, pentru că dorim să stăm înaintea Ta cu smerenie, dorim să Te căutăm în viacul acesta cu evlavie. Dacă, Doamne, în această seară au intrat suflete în locul acesta cu dorința în inimă de a Te vedea pe Tine, lasă-Te găsit de orice suflet și vindecarea Ta să fie peste orice inimă în această seară, bucuria Ta să fie peste orice inimă și al Tău nume îl înălțăm cu toată adunarea, până în veci de veci. Amin. Cu pași repezi ne apropiem de sărbătoarea aceasta a nașterii Domnului Iisus Hristos în câteva zile, doar că are ne despart de ziua în care ne vom bucura. De altfel, pentru creștinii practicanți, nașterea Domnului Iisus Hristos, botezul Domnului Iisus Hristos, învierea Domnului Iisus Hristos sunt sărbători care nu fac altceva decât să pricinuiască o stare de bucurie, o stare de mulțumire, pentru că ceea ce suntem noi și prin ceea ce credem noi nu reflectează altceva decât starea noastră raportată la divinitate. Aș dori să avem o inimă plină de evlavie în această seară, o inimă plină de bucurie și de mulțumire că putem să fim în casa lui Dumnezeu și pentru lucrul acesta Dumnezeu să fie binecuvântat și slăvit. Vă spun bun venit tuturor acelora care ați găsit cu cale să vă lăsați lucrurile cotidiene de fiecare zi și să fiți în locul acesta. Dumnezeu să vă binecuvânteze. În această seară de colinzi vom sluji înaintea lui Dumnezeu împreună cu frații noștri din biserică, coriștii, cei care vor slăvi numele Domnului, împreună cu corul vor fi și frații de la Fărcașa, Dumnezeu să-i binecuvânteze, vor fi copiii bisericii care și ei vor cânta pentru slava și gloria lui Dumnezeu, vom cânta colinzi probabil care se cunosc și aș dori ca împreună cu cei care le cunoaște și împreună cu cântăreții, fiecare dintre noi, să le cântăm din toată inima noastră. Pentru că atunci când este sărbătoare, este bucurie și mai mult decât atât, bucuria este reflectată pe fețele fiecăruia dintre noi. Poate sunt între noi, oameni și dumneavoastră care ați venit în locul acesta, cu apăsări sufletești, cu boli în trupurile dumneavoastră, cu poveri pe care le purtați și sarcini grele. Dar vreau să vă spun în această seară că pruncul care s-a născut, Domnul Iisus Hristos, despre care Sfântul Evanghelist Luca spunea, astăzi în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și spune Scriptura mai departe că și deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui. Dumnezeu să așeze pacea Lui peste orice inimă și peste orice suflet. Numele Domnului Iisus Hristos în această seară să fie înălțat și glorificat de orice inimă în vecii vecilor. Amin.
Dator de vis, cu Iisus născut în inima, veșnicia s-o trăiești, eu te golim. Slava s-a lăsat pe pământ, s-a întrupat pruncul Iisus. Să fii fericit, mântuit și liber să trăiești, adeat pe Iisus să-L iubești, El te coli. Thank you.
Să-i cântăm, să-i
ne-amintim de spiaua misterioasă de pe cer. Azi ne-amintim de bucuria și teama păstorilor și a magilor. Da, în această zi ne-amintim de minunile ce s-au întâmplat în acea noapte sfântă, cu mult timp în urmă, și ne bucurăm știind că ce s-a întâmplat atunci e adevărat și acum, în această zi, chiar în această oră, cântați cu toți, e pace pe pământ, chiar acum.
Sunt
Și e tare păcate. La slavă ta,
Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe singurul său Fiu,
pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și cuvântul Scripturii continua în citire. Iosif, pe când se gândea la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis: Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, că ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și va pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul lui de păcatele sale, slăvit să fie numele Domnului. Iisus este singurul nume și Sfântul Apostol Pavel spunea despre El că Lui i s-a dat toată slava și gloria, pentru ca orice limbă și orice genunchi din ceruri, de pe pământ și de sub pământ să se plece și să mărturisească spre slava Tatălui că Iisus Hristos este Domnul. Aș dori să facem din Iisus Hristos Domnul vieții noastre. Dacă ne aducem aminte la aceste sărbători în care îl sărbătorim pe Domnul Iisus Hristos și nașterea Lui, să se nască pruncul Iisus Hristos ca de fiecare dată în viața noastră, în inima noastră, pentru că născându-se în viața noastră, în inima noastră, în casa noastră, putem să devenim mai buni, putem să devenim mai umani, putem să îmbrățișăm caracterul Lui. Într-o lume atât de confuză, într-o lume atât de perfidă, Fiul lui Dumnezeu a venit, a sfidat logica și a adus din nou o învățătură care transformă mintea, caracterul și inima, binecuvântat să fie în numele Domnului. Fie ca sărbătorile acestea să producă în viața fiecăruia dintre dumneavoastră bucurie. Și de fiecare dată, cu pași repezi și ne apropiem în fiecare an de sărbătorile acestea, să nu rămânem doar cu o amintire în urmă și spunem, au trecut și sărbătorile acestea, ci să facem o evaluare a vieții fiecăruia dintre noi, plecând de aici, în ce măsură ne-am apropiat mai mult caracterul nostru de caracterul Domnului Iisus. Pentru că la urma urmei, dorința și năzuința creștinătății întregi este să ajungă la marea întâlnire din ceruri atunci când Dumnezeu ne va chema acasă. Dumnezeu să ne binecuvânteze și să vă binecuvânteze, să aveți sărbători fericite! Thank you.